Dragii noștri prieteni și parteneri în lucrarea de aici, din Madagascar, cel mai frumos dar pe care îl putem primi în viața noastră este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos este viu și acest lucru a schimbat și viața noastră și bănuiesc și viața dumneavoastră. Am fost iertați de păcatele noastre prin moartea Lui și viața pe care o trăim acum este o viață plină de bucurie și viață plină de împlinire, atât interior, dar și exterior. Am fost vindecați de durerile trecutului și trăim o viață frumoasă în Iisus Hristos, biruitoare în încercări și biruitoare atunci când trecem prin ispite sau provocări aici în Madagascar sau în viața de zi cu zi. Am primit motivația să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului, să o ducem tuturor celor care nu au auzit până acum despre Iisus Hristos, despre moartea și învierea Lui. Și nu sunt puțini aceia care nu au auzit despre Iisus Hristos aici în Madagascar. În amintirea a ceea ce a făcut Iisus Hristos, Domnul nostru, și ca recunoștință pentru schimbarea istoriei omenirii și schimbarea vieților noastre, vă dorim sărbători binecuvântate, sărbători pline de bucurie cu Iisus Hristos. Și dorim să vă spunem împreună cu toată familia, Hristos a înviat! Hristos a înviat!